Câți bani îmi va plăti furnizorul pentru energie electrică livrată în rețea? Eu sunt Victor și astăzi vom răspunde la această întrebare. Deci, cu siguranță mulți din voi au auzit că din data din 1 ianuarie, mecanismul de conturizare netă a fost înlocuit pe facturare netă. Mecanismul facturare netă presupune că fiecare kilowatt de energie electrică livrat în rețeaua furnizorului va fi convertit în lei. Dar noutatea bună este că nu toți kilowatii care produc stațiile fotovoltaice dumneavoastră le livrați în rețea. Invertoarele funcționează în următorul mod. Deci, spre exemplu, dacă stația dumneavoastră fotovoltaică în momentul de față generează 5 kW la oră și în același moment casa consumă 3 kW, atunci invertorul din cei 5 kW care generează panourile, 3 le va da direct în casă la locul de consum și doar cei 2 kW în surplus îi va transmite în rețeaua furnizorului, care la rândul său, cum am menționat anterior, vor fi convertiți în lei. Deci, prețul cu care furnizorul va procura de la dumneavoastră energie electrică este un preț flotant, deci nu este fixat. Este legat de prețurile pentru energie electrică pe bursele internaționale. Și în fiecare zi prețul pe kilowatt va fi diferit. Acest preț variază de la 1,15 lei până la 1,60 lei. Eu sunt Victor, reprezint compania EL Energy și pentru a fi la curent cu toate noutățile din domeniul resurselor regenerabile și panourilor fotovoltaice, abonează-te la pagina noastră sau sună direct pe numărul indicat în descriere.